în țară, numărul lor am văzut că tot crește. Acum, foarte direct, sunt românii bolnavi? Nu, este o patologie cunoscută, există, este o mare frecvență a patologiei, dar dacă populația de obicei, din pudoare, de cele mai multe ori, din lipsa culturii medicale, se adresa mai cu reticență la medic pentru aceste afecțiuni. Vă dau dreptate și aici are doamna Crupa pe Sibiu, misiune foarte grea, foarte grea, să știți. Și încet, încet, oamenii încep să înțeleagă. Eu totdeauna celor care spun, n-am venit domnul doctor de rușine până acum, le spun să știi că este un organ ca și degetul. Pentru mine și pentru dumneata trebuie să înțelegi că este același Dumnezeu, ne-a făcut și cu fund și cu degetul. Corect. Și se poate îmbolnăvi și degetul și zona respectivă. Știți, și atunci încep să se... Așa a fost și în creația lui Michelangelo, din Capela Sixtină, nu domnul Constantin. Cum a fost cu creația lui Michelangelo? La ce vă referiți? Cu degetul. Connecting people. E, am avut ocazia să văd Capela Sixtină după renovare. De fapt, acolo, dacă ați fost, ați văzut că nu există... Cupola este pictată de Michelangelo, dar în rest sunt și alți maestri ai Renașterii. Găsim și pe Donatello, da? Deci... Mie îmi place că am avut odată invitat un istoric și tot încercam să-l provoc vis-a-vis de Capela Sixtină și îmi zicea așa vag, dar asta vreau de ceva timp să aud, că nu Michelangelo a pictat toată Capela Sixtină. De fapt, Michelangelo avea, să știți, oarecare oroare de pictură. El e cunoscut ca un mare sculptor, dar sigur că era și un mare pictor. Și un mare iubitor de somn. Era Michelangelo, pentru că tot pomeneam înainte de a intra în emisie. Știți cum dormea Michelangelo? Odată pe oră, 15 minute. Dacă faceți calculul, iese mai multe de 8 ore. În 24, în intervalul acesta pe zi. Ați mai aflat ceva astăzi. Da. Și mai aflați încă ceva, că un român a câștigat până la urmă Europa League. Da? Da. 1-0 finalul. Sibienii probabil că s-au uitat la meci. Noi n-am avut posibilitatea din cauza emisiunii dumneavoastră. Ba nu, Sibienii, dacă o să fiți surprinși la final să vedeți numărul mesajelor. Da? Și o să vedeți dacă e interesat Europa League. Dacă era jucat vreun Sibian sau era Hizo antrenor acolo, poate că da. Revenind de la Capela Sixtină, că e un lucru din care avem ce învăța cu toții. Precis pe Capela, iertați-mă, vă tot întreb, precis pe în lucrările lui Michelangelo ar fi trebuit să apară și chestia asta cu fisuri. Păi acum să știți o treabă, preocuparea pentru zona asta medicală anoperineală este foarte veche, pleacă de la începuturile societății umane. Dar lucruri precise care să știu este că pe vremea lui Hipocrate din Cos, deci prin secolul 5 înainte de Hristos, Hipocrate lucra cu un fel de specul anal cu care examina interiorul cavității anorectale. Era atât de meserios? A avut multe lucruri care au și rămas. De exemplu, reducerea luxației scapulohumerale. Și astăzi este o metodă de reducere care se cheamă metoda lui Hipocrate. Și al jurământului Hipocrate este un exemplu de ceea ce însemna deontologia medicală, nota bene, cu 2500 de ani înainte. El spunea așa, că nu ai voie să divulgi în public ceea ce ai văzut în casa omului, ce boală are soția, ce ai văzut în casă. Nu aveai voie, pe vremea aceea exista chiar un fel de supra-specializare. În jurământul lui Hipocrate spunea așa, nu am voie să fac talia la calculoș. Ce înseamnă asta? Pe vremea aceea se putea diagnostica niște calculi mari, cam cât ouul de găină, în pășica urinară, prin tușeu rectal sau vaginal, combinat cu palpare abdominală. Și erau un fel de chirurgi care numai asta făceau o incizie deasupra pubisului, scoteau pietroiul și lăsau vezica urinară să se cicatrizeze per secunda, cum spunem noi. E, asta o făceau cei care erau specializați în treaba asta. Medicul obișnuit nu avea voie să facă asta. Și atunci el spune, nu voi face talia la calculoș.
Iată un exemplu de deontologie medicală care precede cu 2500 de ani timpurile noastre, când deontologia e la mare preț și vedeți că procesele astea de culpă și malpraxis încep să... Că vorbeam cu un avocat, zic, nu-s cam mulți atâtea zeci de mii de absolvenți de facultate de drept. Zice, cam câte paturi de spital sunt în România? Îi spun eu cam câte. Păi vezi, zice, un jurist la două, trei paturi. Ha, uite, e bună comparație. Acum, revenind, iată un lucru foarte, foarte interesant, că discutăm de deontologie încă de acum 2500 de ani și recunosc că m-a surprins prin natura lui Hipocrate. Adică, totuși, lucruri pe care medicii, din punctul ăsta de vedere, să știți că le respectă. N-am văzut niciodată un medic astăzi să mă verifice, să verifice piciorul și mâine să se ducă la vecina Măriuca sau la Vasile și să spună ce am la picior. Încă se respectă lucrurile acestea. Dar, pentru că tot ați amintit de școala aceasta de drept, nu se nasc mulți pe băncile facultății și acolo rămân? Și nu mai profesează? Mai aveți ucenici? O bună parte din studenții greci care făceau, îi mai întrebam pe la examen când erau slab pregătiți, mă, pentru ce faceți voi medicina? Păi zice, eu fac medicina fiindcă tata are bani și o să-mi deschid un magazin și acolo o să-mi pun o pancartă pe care scrie magazinul cu tare, doctorul Georgios nu știu cum, și asta creează dintr-o dată o publicitate extraordinară. E, în general, în România, oamenii nu fac medicină pentru a nu profesa după asta, cu toate că, la un moment dat, când salariile medicale în medicină sunt cum sunt, s-a pus problema de ce pleacă atâția în străinătate. Dar ei pleacă să lucreze de data asta. Iată că sunt căutați medici și în Anglia, sunt căutați și în Franța, sunt căutați și în Canada. Dacă știți, doamna Cârpa, pe domnul doctor Draia Cotizo, el a fost în Anglia și a revenit în țară. Tocmai pentru că își iubește țara. Un lucru jos pălăria, pot să-i spun, ca să nu mă suprapun peste o altă idee de emisiune. Dar apropo de ce spunea profesorul Iosuf Timur Leng, să nu aveți impresia că în altă parte, în vest, unde credem că scrinii cu covrigi în coadă, sistemul medical este perfect. V-aș da poate cel mai bine îngrijit, la ora asta este bolnavul francez. Sistemul lor de asigurări este foarte bine pus la punct. Dar dacă am dat un exemplu, Canada. Păi în Canada, ca să-ți faci niște analize pentru care la noi te duci la medicul de familie sau vorbești cu cineva la spital, îți faci o internare fictivă o zi, două și îți iau un set complet de analize care costă câteva milioane, medicul te programează poate peste 5-6 luni să-ți iei asemenea analize. Dacă vrei să-ți faci o operație programată într-un spital de stat, iar te programează după așa nu știu este, câte așa luni. Așa este, așa este. Am trăit-o și eu. Irlanda, la fel. Dincolo de are un regim. Irlanda și Anglia, exact așa cum sunteți. Spune unui pacient român, dumneata, nu ai o urgență în momentul de față, ai o afecțiune cronică, te voi programa la toamnă. Zice, uite ce mi-a făcut. Dar dacă îi spui că în alte părți așa, nu te cred. Așa este, așa este. Converg idei dumneavoastră și am rămas surprins în Marea Britanie pe tema asta. Că programările se făceau, cum spuneți dumneavoastră, prin toamnă. Cum mai există așa ceva? Eu, românul, cu ideile preconcepute, cum există așa ceva? Și în Marea Britanie, iertați-mă că vă întrerup, timpul de sală de operații este foarte scump. Asta ce înseamnă? Că nu îți permite managerul spitalului să moșmondești acolo o operație 7-8 ore și el să te aștepte. Fiindcă timpul de operație este scump. De aceea, poate, în Marea Britanie, chirurgia laparoscopică, care de multe ori necesită proceduri îndelungate, a luat un avânt mai puțin important decât în Franța, de exemplu, unde timpul de sală de operație e mai ieftin. Și în America e mai ieftin, dar în Marea Britanie timpul de sală de operație e scump. Și la noi o să vină vremea ca în spitalele de stat să vină chirurgi din alte unități cu bolnavul de mână să se ducă la direcție, la un fel de marketing al spitalului și să se programeze, să facă operații practic în sistem privat, pe niște săli de operații sunt care vor fi închiriate. Sunt convins că în curând vom ajunge și la treaba. Și n-ar fi rău deloc. Cea mai mare conferință de chirurgie din România are loc la Sibiu. Timp de 3 zile, medici renumiți dezbat tratamentul ambulator al afecțiunilor chirurgicale anoperianale, cele mai noi metode de diagnosticare și tratament al afecțiunilor de acest gen. Conferința este organizată de Proctoline, care este prima clinică medicală din România specializată în proctologie.
Conferința Națională de Chirurgie este unul dintre evenimentele de prestigiu în acest domeniu, care aduce un plus de valoare și cunoștințe pentru fiecare dintre participanți. Medicii renumiți au prezentat cele mai noi metode de tratament. În ultimul an, cu ajutorul clinicii ON, au fost tratați peste 150.000 de români. Scopul acestei conferințe și în mod special acestui curs care va avea loc spre congres este de a informa, de a cunoaște mai în detaliu pe chirurgii din România cu ultimele metode, cele mai moderne, în tratamentul unor anumite patologii. Și în special noi ne adresăm astăzi unei patologii foarte larg răspândite, care chiar depășește 50% din populație, incidența este în creștere. Mă refer la bolile anoperanale benigne. Da? Aceste metode moderne ne permit să le rezolvăm în condiții de ambulator, adică în condiții de policlinică. Pacienții, urmând după tratamente, să plece la serviciu, să nu iasă din rutina de zi cu zi. Care sunt costurile unei asemenea operații? Costurile variază din punctul de vedere al gradului afecțiunii, dar în principal trebuie pacientul să prezinte la doctor și doctorul apreciază gradul afecțiunii și atunci se stabilește un preț. Dar prețurile sunt rezonabile, se pot plăti în rate pe perioada tratamentului și... Vreau să întreb, deci orice om cu orice salariu mic poate să se opereze la dumneavoastră. Exact. Deci avem, ca și o statistică, avem pacienți de diferite nivele de trai, chiar și șomeri, chiar și pensionari în special, sunt niște afecțiuni a oamenilor mai în vârstă și ne descurcăm cu ei, le oferim și discounturi, totul se discută. Conferința Națională de Chirurgie va avea loc în perioada 18-21 mai. Vă mai așteptăm aici în ultimul ceas. De asemenea, celor minim 428, sigur 428 de telespectatori care au fost în ultimul ceas, le mulțumim și lor și celor care sunt online și pe 103,2 FM la Sibiu 88,5 asemenea. Sunt Laurențiu Severlup, nu uitați, faceți zilnic începând cu orele 18, pași în siguranță cu colegul nostru Paul Călin. Iar noi ne reîntâlnim 24 de ore din 24 pe ultimulceas.ro, acolo unde ascultați și cea mai bună muzică din anii 60, 70, 80 și maxim 90. Oldies-uri, iar în această seară, după încheiere, puteți să ascultați cel mai frumoase bluzuri ale tuturor anilor. Să aveți parte de o seară frumoasă și nu uitați, faceți pași în siguranță pentru a nu ajunge în ultimul ceas.